Suntem în Babilon, ok? În aceeași locație, pe râul Eufrat, unde acum, în perioada modernă, e situat Iracul. Și dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută, am vorbit despre cum a fost Babilonul cucerit de Medo-Persani. Vă aduceți aminte, cetatea Babilon era cea mai, cea mai faimoasă, puternică, frumoasă cetate din întreaga lume în vremea de atunci. Avea cetăți Largi, pardon, avea ziduri largi, înalte, imposibil de cucerit, dar medopersanii găsesc o breșă în siguranța lor și deviază râul Eufrat, și prin albia râului intră în cetate și îl omoară pe împăratul Belșațar, așa cum Dumnezeu îi spusese printr-o mână care a scris pe zid. Așa că, regele Darius Medu și regele Cir Persanu și-au unit forțele, au cucerit Babilonul și acum Babilon, locul în care se afla Daniel, personajul nostru principal, a devenit capitala Imperiului Medo-Persan. Iar palatul ăla faimos și frumos al lui Nebucadnezar este ocupat de Darius, care a fost pus de Cirus să împărățească. Imperiul Medo-Persan avea doi lideri. Darius și Cirus. Cirus era cel mai mare, dar Cirus a vrut să stea mai mult în mijlocul națiunii lui și l-a împins pe Darius să stăpânească în aceste locuri. So, Daniel continuă să slujească la palat, cu toate că suntem într-un loc în care Daniel avea undeva între 83 90 de ani, ok? O să spun că avea 83 de ani, ok? Dar se poate să fi fost puțin mai bătrân. A slujit împărăție după împărăție, vreo 65 de ani. Vă aduceți aminte, fusese luat ca prizonier din Ierusalim în Babilon, castrat, luat din familie, pus să slujească, a urmat cursurile universității din Babilon sub îndrumarea lui Nebucadnețar pentru ca să devină un bun sfătuitor, un bun administrator într-o vastă împărăție sau după ce a slujit lui Nebucatnițar și lui Belșasar, acum când Babilonul a căzut și împăratul Darius este pe tron, îl găsim slujindul și pe acesta. Sau cu toate că 65 de ani și trebuie să menționez lucrul ăsta, i-a slujit pe toți acești împărat, vreau să știți că Daniel a fost credincios în primul rând un împărat mult mai mare ca și ei. I-a fost credincios lui Dumnezeu. Și această credincioșie față de Dumnezeu este din nou testată în acest loc, în Daniel 6. Vreau să citim mai multe versete, sper că nu a dormit, pentru că citim cuvântul sacru al lui Dumnezeu. Dar spune așa. Daniel, capitolul 6, la versetul 1. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe aceste căpetenii și pe dregători în înțelepciune pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea în inima lui să-l pună peste toată împărăția, adică să fie mai mare decât celelalte două căpetenii. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel au devenit sabotori ca să-l să în ce privea treburile împărăției dar n-au putut să găsească nimic niciun lucru vrednic de mustrare pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală în el și niciun lucru rău atunci oamenii aceștia au zis nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel afară numai dacă am găsi vreunul în legea Dumnezeului lui Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa. Să trăiești veșnic împărate Darius. Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfednicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea când a aflat că când aflat Daniel că s-a iscălit porunca aceasta, a intrat în casa lui, unde ferestrele odei de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi în se ruga și le-o da pe Dumnezeu lui cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeu lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească. N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreun Dumnezeu sau vreunui om afară de tine împărate să fie aruncat în groapa cu lei. Împăratul a răspuns, lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. i au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinși de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult, dar vreau să știți că în original aici scrie că împăratul s-a mâhnit foarte mult pe el. Ok? Împăratul s-a mâhnit foarte mult pe el când a auzit lucrul acesta, s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel. Dacă ar fi fost mâhnit pe Daniel, nu s-ar fi gândit cum să-l scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat. Ups! Tehnologia asta. Și au zis, să știi împărate că după legea mesilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău care a necurmat slujești să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Aș știu că asta e una dintre cele mai cunoscute istorisiri din Biblie și s-au spus multe lucruri despre ea. Deoarece trăim vremuri și vreau să atrag un semnal de alarmă aici în mijlocul nostru, deoarece sunt din ce în ce mai mulți oameni în ziua de astăzi care dezbracă Scriptura și pe însuși Dumnezeu de acest element al supranaturalului, și face din această relatare doar o povestioară pentru copii lipsită de relevanță pentru noi, e necesar să privim ceea ce s-a întâmplat prin lentilele Scripturii, ok? Și nu au unei învățături liberale sau a deconstrucției care are loc din ce în ce mai mult în biserici în ziua de azi. So, De-a lungul istoriei vreau să știți treaba asta, ca să vedeți cum au putut unii să interpreteze pasajul ăsta, de-a lungul istoriei s-au ridicat mai mulți teologi, mai mult ologos decât teos, liberari care au dat fel de fel de interpretări încercând să nege partea miraculoasă a relatării. Sau so, ei nu neagă că Daniel a fost într-o groapă cu lei. Faptul că a ieșit afară teafăr și nevătămat. Dar au găsit alte argumente decât intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și au venit unii și au interpretat pasajul ăsta în felul următor. Unu, Lei nu erau destul de flămâns. Puteți voi crede acest lucru? Că lei nu erau destul de flămâns. Ăștia vin și zic că au avut lei o mâncare copioasă chiar înainte să intre Daniela ei. Dar nu știu dacă au observat detaliul ăsta că imediat ce au fost aruncați ceilalți, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că nici n-au ajuns să atingă pământul și deja erau sfârtecați de lei. Și lei nu erau flămânți. Anyway, asta e prima ciudățenie. Doi, Daniel s-a dăpostit undeva într-o scobitură a gropii și acolo a stat până a doua zi. Vi-l puteți imagina pe Daniel de 83 de ani, trecând așa printre lei. Ok? Și au găsit o scobitură și au stat acolo și făcea e, 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 e So, a treia interpretare a lor, Daniel s-a ascuns sub niște paie care erau în groapă. Vă aduceți aminte că la capcanele puse pentru lei, ok, groapa e acoperită cu frunze, lemne, paie și sub alea s-a ascuns Daniel. Nu vreau să știți că eu n-am nas de leu. Dar dacă cineva aruncă o bucată de friptură într-o cameră, poate să pună sub paie Că dacă sunt flământ, sigur, o descoper. So, și cu atât mai mult cred că lei. Și mă așteptam ca fratele Adi să zică ceva la treaba asta. <laughs> Ascultați-mă. Și este un loc în care să te cercetezi. V-am spus lucrul ăsta pentru că din ce în ce mai puțin biserica crede în supranatural, în timp ce din ce în ce mai mult, oamenii care n-au de-a face cu biserica, sunt fascinați de supranatural. De aceea, dacă ar fi o biserică care umblă în supranatural, ar fi mult mai mulți oameni din afară care vor în biserică știind că adevăratul supranatural este și vine din Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu supranatural. m auziți? poți să contești cât vrei tu lucrul ăsta, asta îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este supranatural și nu intervine supranatural pentru noi, atunci El nu este Dumnezeu și noi nu avem nevoie de El. N-ai nevoie de un Dumnezeu care nu are putere să facă orice și să aibă orice fel de intervenție în viața ta. Dar vreau să vă mai dau un nou semnal de alarmă, pentru că textul ăsta e interpretat de unii într-o altă formă care îi greșită. So, vreau să știți că textul ăsta nu se, nu se interpretează așa. Daniel mă reprezintă pe mine și pe tine, iar groapa cu lei reprezintă încercările noastre. Iar Dumnezeu vine și ne scoate din toate problemele noastre. Sau când privim din unghiul ăsta, din care Dumnezeu ne scapă din toate încercările, nu doar că nu e ceva ce spune textul, dar este ceva ce te vată, mă, pe tine și înțelegerea ta cu privire la Dumnezeu. Vreau să fie clar pentru toți, stăți cu mine, partea stângă. Dumnezeu poate și El scoate oamenii din încercări și probleme. Însă asta nu înseamnă că El ne scoate întotdeauna din necazuri și încercări. Ok? Pentru că unii, unii dintre noi luăm unele pasaje și unele texte și facem niște aplicații directe asupra lor, dar astea sunt cazuri unice ce s-au întâmplat în Scripturi. Asta e o relatare unică care nu trebuie luată ca și tipar, ca și șablon, ci ca și principiu, ca și principiu. Problema este când în anumite relatări unice din Scriptură facem un tipar, cum că Dumnezeu ar lucra la fel în fiecare situație, cu fiecare ocazie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează la fel și în fiecare situație? Nu doar că nu lucrează la fel și în fiecare situație cu fiecare om, dar ce vreau eu să scot în evidență din această relatare, îi principiu, pentru că Dumnezeu lucrează după principiu, după principiu, ok? E posibil să crezi că atunci când ajungi în groapa cu lei, Dumnezeu sigur te scapă. Dar nu știu dacă ai vrea să încerci treaba asta. Ce vrea să spună relatarea asta este faptul că în principiul lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne eliberează din încercări, dar chiar dacă trebuie să trecem prin încercări, El este prezent și ne ajută să trecem împreună prin ele. Adică dacă Dumnezeu nu te scapă din încercări, El rămâne credincios ca să umble prin încercări împreună cu tine. Ăsta e principiul din acest pasaj. Sau, so, principiul e faptul că Dumnezeu ne este credincios, dar nu este obligat să lucreze la fel de fiecare dată. Așa că nu putem face o paralelă directă din fiecare relatare biblică că dacă așa lucra Dumnezeu cu Daniel, așa va lucra și cu mine. Sau cu fiecare dintre noi. Principiul este că Dumnezeu este credincios. Și El umblă cu noi chiar și în mijlocul problemelor. Principiul este faptul că te poți încrede în Dumnezeu în mijlocul oricăror situații nefavorabile. Și acum în dimineața asta m-aș bucura dacă luăm câteva învățături, uitându-ne la personajele principale care sunt în această istorisire. Ok? Sunt patru personaje principale aici în textul ăsta. Primii sunt sabotorii. Cei care stau în spatele complotului. Sau so, Daniel începe așa. Daniel 6 începe așa. Mai sunteți cu mine? În el vine și ne vorbește despre o diagramă administrativă a Imperiului Medo-Persan. Și vine și ne spune că, în versetul 1, ne spune că Darius, care a ajuns să fie împărat, a ales trei guvernatori și a ales 120 de primari care să fie sub fiecare guvernator. Fiecare guvernator avea câte 120 de băiețași care erau primari și dădeau socoteală fiecare dintre ei. Ok? Sau so, Daniel a fost unul dintre cei trei guvernatori, dar Biblia ne spune în versetul 3 că Darius a avut pe inimă să-l facă pe Daniel mai mare decât ceilalți doi. Sau so, când această veste începe să se scurgă, vă imaginați cum privesc ceilalți această mutare a lui Darius. So, Daniel a fost selectat și promovat. Ce vedem în text e că nu le-a plăcut acest lucru, așa că câțiva dintre primari și cei de guvernatori au mers la Darius și au aruncat această idee. I-au zis, împărate Darius, avem o idee. Noi credem și toți ceilalți din împărăție cred că ar fi fain să fii Dumnezeu pentru 30 de zile. Ce părere ai? Am vrut prima dată să pun titlul la predica asta Dumnezeu pentru 30 de zile. Ideea asta să fii Dumnezeu, să știți că nu era un lucru neobișnuit. Dacă vă aduceți aminte, în Egipt, în Egipt, cu mulți ani în urmă, Faraon era catalogat ca fiind un Dumnezeu. Un Dumnezeu, ok? Divinitatea împăratului fusese practicată în Egipt, după ce a fost practicată în Imperiul Roman, ok, începând cu Augustus, Cezar, și, băieți, ăștia vin și zic, hei, nu știu de ce au vrut să fie Dumnezeu doar pentru 30 de zile, ce le-ar fi împiedicat să fie Dumnezeu pentru totdeauna, dar aveau ei în mintea lor că era mai bine să fie Dumnezeu doar pentru 30 de zile, pentru că îl ținteau pe Daniel. Să-i so, merg și zic, man, avem o idee bună, care nu-i ceva neobișnuit, cum ar fi să fii Dumnezeu pentru 30 de zile? Noi am și întocmit așa un document peste care poți să te uiți și dacă vrei să-l semnezi. Ideea e că o să fii Dumnezeu 30 de zile și oricine se închină trebuie să ți se închine doar ție. Să se plece doar înaintea ta, să se roage doar ție. Și dacă cumva cineva se roagă sau se închină altcuiva decât ție, Darius, să fie aruncat în groapa cu lei. Na, Darius stă, parcă mi-l imaginez, se uită peste document, se gândește, e, sună bine. Cine nu, cine nu vrea să fie Dumnezeu 30 de zile? Și, în fine, Darius semnează documentul. Acum, Imperiul Samedo-Persan avea un sistem de guvernare diferit de Imperiul Babilonian. Dacă vă aduceți aminte, Babilon a fost o monarhie absolută. Însemnând că ne sau belșațar, au fost o autoritate supremă, făcând orice își doresc. Ok? Sau Imperiul Medopersan opera sub o formă de monarhie constituțională. O altă formă de guvernare. Sau Darius putea să facă orice vrea. El era Constituția, dar dacă semna vreun document, chiar și Darius trebuia să se supună acelui document. Lucrul ăsta apare și în cartea Estera, ok, când s-a iscălit ceva, nici măcar împăratul n-a putut să schimbe lucrul ăsta. Dacă semna, nu putea să-și retagă semnătura, iar băieții ăștia au știut lucrul ăsta. Ei au știut că dacă Darul semnează, era o lege permanentă, iar acest lucru a fost cursă pregătită de ei pentru Daniel. Era clar că vor să-l prindă pe Daniel în cursă. Nu le-a păcut ideea că Daniel putea fi promovat. Și uitați-vă, pentru că asta e un lucru de la care putem să învățăm ceva. Nu au vrut ca Daniel doar să iese la pensie. Avea 83 de ani, Ce au vrut să fie omorât. Nu au vrut doar să fie înlocuit, ce au vrut să îl omoare. S-au prezentat documentul regelui, l-a semnat, astfel a devenit o lege, dar vreau să privim puțin, pentru că de aici vreau să Învățăm ceva în dimineața asta, care a fost motivația din spatele scenei. Motivația a fost bătrâna invidie și gelozie. Erau geloși pe Daniel, erau invidioși că, alt, că altul a primit ceva mai bun decât ei, erau geloși pe poziția ocupată de Daniel, pe înțelepciunea lui, pe favorul, pe trecerea pe care el o avea în fața lui Darius. Sau mișcarea asta pe care Darius dorea să o facă cu privire la Daniel și promovarea acesteia a prins cânteia geloziei. Ascultați-mă bine. Gelozia are o natură foarte distructivă, Iar sora geamănă a ei este invidia. E greu chiar și să te uiți la definiția celor două, cum ai definit tu invidia și cum ai definit gelozia? Și cum mai face diferența între cele două? Gândește-te o clipă. ți funcțional creierul lor ăsta? Poți face diferență între cele două. Sau so, invidia se referă la dorința de a avea ceva ce altul are. Și în spate e lăcomia. Gerozia, gelozia se referă la avea resentimente cu privire la ceea ce celălalt are. Să simți că celălalt n-ar merita, n-ar trebui să aibă ceea ce are, că nu merită asta. Și când gelozia își prinde rădăcinile în inimă, ea pune la cale planuri diabolice, care nu vor doar să îndepărteze, ci să distrugă, să pedepsească. A fi mirați. Ați fi mirați, pentru că unii dintre noi, dacă vă întreb acum, ai fost vreodată gelos? Ai fost vreodată invidios? la scannerul lui Dumnezeu, nu știu câți dintre voi sau câți dintre noi, ar scăpa. Dar ați fi uimiți câți oameni sunt astăzi în pușcării din pricina geloziei și a invidiei. Ați fi uimiți. Ați fi uimiți câte crime s-au comis, câte căsnicii s-au destrămat, câte business-uri au devenit falimentare atunci când gelozia și invidia și-a făcut loc în inima unui om. Pentru că gelozia și invidia sunt emoții foarte destructive care îi va nu doar pe cei care o posedă, dar și pe cei care sunt ținta acestor lucruri. Și Biblia ne atenționează cu privire la gelozie și invidie, din nou și din nou, lucruri de care să te ferești și pe care să nu le cultivi. În Roman 3, Cuvântul Lui Dumnezeu spune Că gelozia este o roadă a firii. Galaten 5 vine și spune același lucru. Ok? 1 Corinten 3 spune că e o caracteristică a lumii. Și este acest îndemn puternic să nu ai gelozie în inimă. Să nu ai gelozie în inimă. Și acum unii dintre voi poate vă gândiți că Cuvântul Dumnezeu spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu gelos. Na, gelozia asta lui Dumnezeu vreau să vă explic, pentru că e diferită de acest sentiment destructiv pe care de multe ori sau uneori îl simțim și îl avem. Stăți cu mine! Sau so, când Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu gelos, se referă că el este, gelozo, el este gelos pentru noi, nu pe noi. El este gelos pentru noi, nu pe noi. Diferența este că gelozia lui Dumnezeu Vine dintr-o dragoste protectoare. El este gelos pentru ceva ce îi aparține. Auziți, el este gelos pentru ceva ce îi aparține și este gelos pentru noi, pentru că are o dragoste protectoare pentru noi. Gelozia oamenilor este o emoție distructivă care se naște din ură. Gelozia lui Dumnezeu se naște din dragoste. Gelozia distructivă a oamenilor se naște din ură. Ați înțeles treaba asta? Ați înțeles treaba asta? Gelozia lui Dumnezeu se naște din dragoste pură, gelozia oamenilor se naște din ură. Și când se naște din ură, ea complotează la lucruri care nu vrea doar ca cineva să fie înlocuit, și să facă rău. Ați avut vreodată oameni geloși în jurul vostru? Geloși pe voi. Nu pentru voi, ci pe voi. Ați avut? Nu? Come on, guys. Oia niciodată nu au vrut ca să-ți meargă bine, nu s-au bucurat niciodată de tine. Ce au vrut să-ți meargă rău? Și au complotat, au încercat să facă lucruri să-ți meargă rău. Și spun, Domnul, să te păzească de gelozie și tu să te păzești de gelozie și să nu lași să-și facă rădăcini în inima ta. Pentru că ăsta este un lucru destructiv care te duce pe tine la distrugere. Ascultă-mă, dacă tu lași lucrul ăsta să își facă cuib în inima ta, te duce pe tine la distrugere. de -aia e foarte important ca tu să te cercetești și să nu lași gelozia aia să-ți cuprindă și să-ți conducă inima pentru că întotdeauna, întotdeauna duce la distrugere. Dacă te frămânți, te lupți cu genul ăsta de simțământ, e bine să cauți pe cineva, să-i mărturisești lucrul ăsta, să se roage împreună cu tine să fie eliberat. Pentru că lucrul ăsta este un lucru foarte distructiv. E un lucru pe care de multe ori poate îl lași așa în viața ta și crezi că nu e un lucru puternic, dar vreau să știi, e foarte puternic și foarte destructiv. În scripturi au fost oameni care au murit din pricina acestui lucru. În, în lumea în care trăim sunt oameni care sunt, v-am spus, în pușcării. Sunt crime făcute în numele acestui lucru și sunt foarte multe la ora actuală. Foarte multe la ora actuală. Sau, so, în al doilea rând, putem să învățăm de asemenea ceva din integritatea lui Daniel. Pentru că Daniel rămâne credincios principiilor sale. Versetul 10. E un verset pe care ar trebui să-l cunoști, pe care să-l pui în inima ta și să spui acolo lângă el o notiță și să, spui, pui acolo. Daniel a dezvoltat obiceiuri sfinte. Tu ai vreun obicei sfânt? Vreau să întreb. Ai vreun obicei sfânt? Măcar unul. Obicei sfânt. Obicei sfânt e să te rogi Regulat. Obicei sfântii să citești din scriptură regulat. Obicei sfânti să postești regulat. Obicei sfânt este să faci bine celor din jur în mod regulat. Nu așa la plezneală, când și cum, ci în mod regulat. Daniel a dezvoltat obiceiuri sfinte în viața lui. Iar lucrul ăsta l-a ținut întotdeauna deasupra tuturor lucrurilor. Obiceiurile sfinte, ascultă-mă bine... Obiceiurile sfinte te vor ține întotdeauna deasupra circumstanțelor vieții. Obiceiurile sfinte e ceva ce nu se mai cultivă, e ceva ce nu mai avem în vedere, dar e lucruri care te vor ține întotdeauna deasupra, deasupra circumstanțelor. Și sunt multe obiceiuri, nu doar rugăciunea, cititul Scripturii, chiar și mersul regulat la biserică, e un obicei sfânt pe care tu trebuie să-l ai. E un lucru bun, să încurajezi pe alții, poate să fie un obicei sfânt pe care tu să-l ai. Să fii credincios lui Dumnezeu, e un obicei sfânt în care tu ar trebui să trăiești. Și unul dintre lucrurile pe care Daniel ne spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a cultivat și Daniel de la rugăciune din această dimineață l-a menționat. Este un spirit de mulțumire. Dragilor, spirit de mulțumire e pe cale de dispariție în biserică, nu în afară. Un spirit de mulțumire. Se iau un spirit de mulțumire. Să știți că ceea ce este lauda înaintea lui Dumnezeu este nemulțumirea pentru diavol. Cât de importantă este să îl lauzi pe Dumnezeu, lauda este o închinare la adresa lui Dumnezeu, nemulțumirea este o închinare la adresa diavolului. Ori de câte ori trăiești în nemulțumire, îi aduci laude celui rău. Mă auzi ce spun? Ori de câte ori faci lucrul ăsta. Mulțumirea este actul exprimării aprecierii față de Dumnezeu. Vreau să fac o paranteză, pentru că sunt oameni care au obiceiul ăsta prost și văd că unii sunt și în Biserica Lumina. Și vreau să fiu foarte direct și deschis, spunându-vă, dragilor, primul lucru pe care să-l faci îi să cauți să fii prezent la închinare în biserică. Pentru că prin închinare tu îți exprimi aprecierea față de Dumnezeu. Sunt oameni care, am auzit oameni, nu mi-au spus mie lucrul ăsta, sunt oameni care vin la lumina pentru cuvânt. Wow! What? Vii la lumina pentru cuvânt? N-ai înțeles nimic. Cuvântul trebuie să te ducă pe tine într-un loc al laudei, al mulțumirii. Ăsta e scopul cuvântului. Scopul Cuvântului nu este să te faci mai înțelept și să știi mai multe din Scriptură. Scopul Cuvântului este ca tu să ajungi într-un loc al adorării, al închinării, a presuirii, a precerii lui Dumnezeu. De aceea, de aceea a fost să fii la 10 fără 5 la Biserică, că noi începem la 10 fix să lăudăm și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Nu mai trăi în chestia asta în care, o, o, nu, mie la Lumină îmi place Cuvântul, nu, la Lumină ar trebui să-ți placă să te proșterni înaintea lui Dumnezeu și să-i dai laude, să-l apreciezi pe Dumnezeu pentru ce a făcut toată săptămâna pentru tine. Pentru cât de mult te-a binecuvântat, pentru cât de mult ai văzut favorul lui în viața ta. Asta e motivul numărul unu. Mulțumirea e actul prin care ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu. Pentru binecuvântările pe care le-a revărsat asupra noastră. Sau mulțumirea să știți că diferă de laudă prin faptul că lauda se focalizează asupra cine este Dumnezeu, pe când mulțumirea se focalizează asupra ceea ce a făcut Dumnezeu în mod specific pentru mine. Și Dumnezeu ne îndeamnă să-i aducem jerfe de mulțumire, jerfe de mulțumire, prin care mărturisim binecuvântările Lui, spirituale, fizice, materiale, înaintea oamenilor. Înaintea oamenilor. Mulțumirea trebuie să fie limbajul obișnuit al cetățenilor împărăției Lui Dumnezeu. Mă auziți? Mulțumirea trebuie să fie limbajul obișnuit a tuturor cetățenilor Împărăției Lui Dumnezeu. Pentru că mulțumirea este conștientizarea faptului că Dumnezeu împărățește și că Lui aparțin toate lucrurile pe care le primești. Dacă tu crezi că tu ai ceva, că ești cineva, vreau să știi, tot ceea ce tu ești și tot ceea ce tu ai vine din mila, îndurarea și harul lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, de aceea el este singurul vrednic să îl înalți. Ok? Mulțumirea este admiterea faptului că noi nu deținem nimic. Nu poți să spui mulțumesc dacă tu deții ceva sau dacă tu crezi că deții ceva. Mulțumirea este evidența faptului că te supui domniei acestui împărat. E evidența faptului că te supui domniei acestui împărat, că tu spui că este unul mai mare ca și tine de la care vine binecuvântarea în care tu trăiești. So, Daniel a dezvoltat acest obicei sfânt de a se ruga de trei ori pe zi și în special de a-i mulțumi lui Dumnezeu. Versetul 10 specifică mulțumirea înainte lui Dumnezeu. Să obiceiuri sfinte de a-L onora pe Dumnezeu, indiferent de circunstanțe, indiferent cine era împotrivă, cine l-a ofensat, indiferent ce preț aveau aceste obiceiuri. Și ascultați-mă, integritatea este să faci lucru corect, indiferent cât te costă pentru a face lucru corect. Integritate înseamnă să faci lucru corect chiar și atunci când nu te vede nimeni, pentru că te vede Dumnezeu. So, te vede Dumnezeu. Daniel a fost un om întreg nu pentru că a ales să deschidă geamurile și să laudă toți că se roagă, ci pentru că era la fel și în public și în particular înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că versetul 4 spune că oamenii ăia au căutat să găsească vreo greșeală la Daniel și n-au găsit nici în vorbire, nici în comportament, nici în trăire, nici în ceea ce făcea în viața de zi cu zi. Oia să uitau cu ce să-l prindă, ce se facă, ce... Și n-au găsit nimic. Nimic. Pentru că era un om integru. Și atunci, și aici e un loc în care vreau să ne cercetăm inimile. Să știți că oamenii integri nu caută porți de scăpare. Pentru că este un om integru, nu caută portițe de scăpare. Ați observat? Omul firesc întotdeauna caută portițe de scăpare. Caută cumva să mai dribleze legi, să mai dribleze lucruri. Dar Daniel era altfel pentru că avea un duh înalt în el. Nu știu dacă voi ați putut să observați, dar în text este o portiță de scăpare, una mare. De fapt sunt mai multe, o să vă zic mai multe. Cât era legea asta? 30 de zile. dacă nu era un om integru, cât de, ar fi, cât, de, cât de ușor ar fi fost de exemplu lui Daniel să meargă și să spună Doamne, am 83 de ani. Te-am sluzit de 65 de ani, îi sluzești pe ăsta, dar pe tine te slujești de mai de multă vreme. Au ce vreau, o lună, o lună liber. 30 de zile, liber, nu mă rog, 30 de zile stau cu mințel. 30 de zile până trece legea asta, Doamne. Nu? Portiță de scăpare, de, de ieșire. 30 de zile mi iau pauză de la Domnul. Ați auzit de aia care vor să lase pocăința pentru 5 minute și să rupă și să facă? Ăsta nu e spiritul înalt al lui Dumnezeu în tine. A se fire pământească, ce trebuie să ucizi. Daniel ar fi putut să dribleze chestia asta, ar fi putut să meargă la împărat și să zică, împărate, vreau, vreau, te rog. Au trecut 65 de ani de când am mai fost în Ierusalim. Te rog, lasă-mă să mă duc până la Ierusalim, să vizitez și eu locurile ale ale copilăriei mele și eu o să mă întorc înapoi. Să știți că era destul de mult drumul până la Ierusalim, și în 30 de zile s-ar fi încadrat Daniel. Să meargă și să vină. Sau Daniel ar fi putut simplu să se roage în ascuns, să nu știe nimeni. Nu, 30 de zile nu mai deschid geamurile, 30 de zile nu mă mai rog tare, 30 de zile stau așa în... până trece Dar asta nu este integritate. Nu, nu, nu. Vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, mai mult decât să fie plăcut oamenilor. Vrea să fie pe placul lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu îl vede nimeni. Haideți să citim câteva versete despre cât de importantă e integritatea. Proverbe 10 cu 9, dacă poți să pui. Fără e cuvântul integru, în mai multe locuri, în mai multe traduceri, cine umblă în integritate umblă fără teamă. Dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine umblă în integritate umblă fără teamă. Teama, frica, e una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă pământul nostru azi. Cine umblă în integritate, umblă fără frică, fără teamă. Dacă nu ești integru, să știi că ai o ușă deschisă înspre frică în ființa ta lăuntrică. Pentru că în integritate este puterea lui Dumnezeu care te susține. Do Proverbe 11 cu 3 11 cu 3 Integritatea oamenilor îi cărmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. Le aduc pieirea. Să știți că în textul ăsta, al patrulea personaj este Dumnezeu, care funcționează după niște legi. Este o lege pe care Apostolul Pavel a spus să fie scrisă cu litere mari. Pavel vrea să scrie ceva cu litere mari ca toată lumea să ia aminte. Și ceea ce scrie cu litere mari Pavel în Galateni este Dumnezeu nu se lasă bagiocorit ceea ce seamănă omul, ceea ce seamănă omul, va și se cera. Dacă tu semeni în integritate, o să seceri favorul lui Dumnezeu. Favorul lui Dumnezeu lângă tine. V-ați gândit puțin? V-ați imaginat cum ar fi fost dacă nu s-ar fi rugat lui Dumnezeu Daniel? Ce se întâmpla? Vă zic ce se întâmpla. Ăia nu l-ar fi prins cu nimic. Și ce ar fi făcut? Ar fi încercat ceva și mai tare ca să-l prindă pe Daniel cu ceva și a doua oară Daniel ar fi avut o mare problemă pentru că Dumnezeu nu mai era lângă el. Problema nu s-ar fi oprit acolo. Oamenii ar fi căutat altceva cu ce să-l prindă pe Daniel și a doua oară Dumnezeu care putea să-l scape nu ar mai fi fost lângă el. De multe ori ne vindem integritatea pe o ciorbă de linte, fără să ne dăm seama, fără să ne dăm seama că cel mai important lucru pe care îl pierzi, nu că scapi pielea, ci că pierzi favorul lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca în Biserica Lumina Dumnezeu să ridice bărbați și femei integre. Amin. Integre. Amin. Și să nu fie doar un amin, ci să fie ceva adânc înrădăcinat în inima noastră, știind că integritatea atrage favorul lui Dumnezeu. Sau, so, al treilea lucru, ce vreau să învățăm puțin dimineața, asta e loialitatea lui Darius. Când Darius și-a dat seama că a fost tras pe soară de guvernatori, a fost furios, însă semnase legea și cum era o monarhie constituțională, ceea ce fusese scris trebuia respectat chiar și de către el. Sau, so, textul sugerează că a fost supărat pe el, poate pentru că s-a lăsat ademenit, poate pentru că și-a dat seama că ținta era Daniel, și în versetul 14, furios fiind pe el, spune cuvântul Dumnezeu că avea inimă pentru Daniel, ca să le libereze. Și m-am tot gândit, și nu știu, sincer, nu știu, nu știu, pentru că, nu știu ce a încercat să facă, cuvântul Dumnezeu spune că s-a trudit, până la Sfințitul Soarelui, s-a trudit omul ăsta, s-a trudit, s-a gândit, portiță de scăpare, ăsta nu era ca și Daniel. Ce portiță de scăpare să găsesc ca să-l scot pe Daniel? Și nu a găsit nimic, Ăia veneau și puneau presiune pe el, s-a trudit să scape, dar mă impresionează faptul că acest om a fost loial cuvintelor sale. A făcut ce a spus. Nu-i place ceea ce trebuie să facă, știe că a fost tras pe sfoară, o căuta portițe de scăpare, realizează că nu mai poate face nimic, așa că trebuie să se țină de cuvânt. Și psalmul 15 cu 4 spune, Că omul care e gata și să sufere pagubă ca să se țină de cuvânt, e un om binecuvântat de Dumnezeu. Frați și soră, mai suntem oameni de cuvânt? Mai suntem oameni de cuvânt? Avem aici un împărat care ajunge să se închine lui Dumnezeu, dar poți să vezi că e un om de caracter de la care putem să învățăm ceva, să fie om de cuvânt. Sunt convins că l-a durut pe Darius când a făcut lucrul ăsta, pentru că era fan Daniel. Dar știa că trebuie să se țină de cuvânt. Și, în al doilea rând, Darius i-a fost loial lui Daniel. Darius era un prieten adevărat pentru Daniel. Pe lângă că s-a trudit să-l scape pe Daniel, când lucrurile acelea nu au funcționat, la sfârșitul versetului 16, îl încurajează pe Daniel. Îl încurajează pe Dumnezeu. Faci, pe Daniel, face o rugăciune. Dumnezeului lui Daniel, e interesant, face o rugăciune Dumnezeului lui Daniel și spune, Daniel, Dumnezeul tău să te izbăvească. Dumnezeu pe care îl slujești continuu să te scape, să te izbăvească. Asta vorbește despre prietenia lui și vreau să vorbesc puțin și despre asta, că și asta e o problemă pe cale de dispariție tot prin biserică, da, nu știu dacă Darius a fost un urmaș al lui Dumnezeu. Eu aș putea să bag aici niște chestii și să zic că Darius îl cunoștea deja pe Dumnezeu, așa, dar nu știm despre el, nu știm exact lucrul ăsta. Dar Darius îl încurajează pentru că asta fac prieteni adevărați. Prieteni adevărați se încurajează unii pe alții. -au zis? Ai prieteni adevărați. <găt> Adi, vreau să fiu prietenul tău. Amin. Prieteni adevărați se încurajează unii pe alții. Așa este, eu cred că există un adevăr în ce Adi a zis. De multe ori pozăm în prieteni adevărați și nu suntem. Și mă rog Domnului să ne schimbăm noi. Să fim cu adevărat prieteni adevărați. Prieteni adevărați se încurajează unii pe alții. Prietenii adevărați arată că le pasă atunci când treci prin încercări. Al doilea lucru. Împăratul merge acasă după ce s-o trudit să-l ajute și-a dat seama că poate să facă nimic. Merge acasă și în seara aia zice la țitoare și la cântăreți, nimic, post și nu doarme toată noaptea. Și a doua zi, dis de dimineață, Aleargă, aleargă înspre groapă. Asta arată că i-a păsat foarte mult. Și știu că toți avem o durere cumva în inimă, că uneori avem o așteptare de la prieteni care noi considerăm prieteni adevărați când trecem prin încercări, să vină măcar să zică ceva. Și ori orice zice, dar să zică ceva. Și îi o, o chestie pe cale de dispariție, sincer. Și m-aș bucura ca noi să fim mai atenți și să fim mai sensibili ca și prieteni pentru prietenii care trec prin încercări. Pentru că acolo, cu adevărat, spune și Sfânta Scriptură că se cunoaște prietenia adevărată. Prietenul adevărat? mai știm versetele, bravo! Bravo! Și un alt indiciu că cineva ți este un prieten adevărat. Pe lângă că te încurajează, pe lângă că îi pasă de tine, trei, ăsta e un lucru care chiar scoate în evidență dacă e prieten adevărat sau nu, se bucură, se bucură de tine când ai parte de succese. Vezi, spune cuvântul Dumnezeu că omul ăsta, când a văzut că Daniel nu era mort și că Dumnezeu îl scăpa, se spune că s-a bucurat într-un mod aparte. S-a bucurat într-un mod aparte. Da, e necesar să învățăm, să ne bucurăm când alții au realizări, când alții au succese și în special când prietenii noștri au parte de lucruri astea. Asta te face un prieten adevărat. Dacă, trebuie să, dacă vrei să știi trei lucruri simple, ce înseamnă un prieten adevărat, cum să fii tu un prieten adevărat, acum nu sta să scanezi dacă ai prieten sau nu ai prieten, ci uite-te la tine cât de prieten adevărat ești, pentru că ce semeni... Uite, un prieten adevărat al meu... prieteni adevărați se încurajează unii pe alții, la prieteni adevărat le pasă de tine când treci prin încercări și se bucură pentru succesul tău. Și asta e ceva ce noi putem să învățăm de la Darius. Pentru că Darius a fost un prieten adevărat pentru Daniel. În al treilea rând, în al patrulea rând, pardon, că am vorbit despre sabotori, despre Daniel, despre Darius. În al patrulea rând, e că noi ca și creștini trebuie să fim bine ancorați în suveranitatea Lui Dumnezeu. În faptul că Dumnezeul nostru stăpânește, în faptul că Dumnezeul nostru stă pe tron și în faptul că Dumnezeul nostru lucrează după principiul ăsta ce semeni aia cu legi. Să știți că Dumnezeu nu rămâne indiferent în textul ăsta, chiar dacă pare crud, sabotorii și familiile lor sunt aruncați în groapa cu lei. Și spune că nici nu au atins pământul și lei i-au luat în primire. So, aceeași lege care îl incrimina pe Daniel, i-a incriminat pe ei, pentru că medo persoane avea o lege pentru genul ăsta de oameni, că nu doar ei, ci întreaga casa lor trebuie să fie pedepsită. Și știți lucrurile astea, cine sapă groapa altuia, Cine ridică sabia sau cine seamănă necaz, va se cera distrugere. De aceea e bine ca noi să înțelegem că Dumnezeu în suveranitatea Lui nu trece peste adevărurile astea. Poate ieși într-un loc în care alții ți-au făcut rău și stai într-un loc și ești dezamăgit. Eu vreau să știu adevărul. La vremea lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna face dreptate. Întotdeauna face dreptate. Întotdeauna. Întotdeauna Dumnezeu a făcut dreptate, face dreptate și va face dreptate. Caută doar, caută doar să fii unul care semeni în credincioșie, care semeni în înțelepciune, care semeni în dragoste, care ești un prieten adevărat pentru că să știi că întotdeauna ceea ce tu semeni, aceea vei culege într-o zi. Pavel a știut principiul ăsta și i-a spus vă scriu cu litere mari galatenilor Dumnezeu nu se lasă bagiocorit, ceea ce seamă în omul, aceea va și se cera. Dacă semeni în firea pământească vei se distrugerea, dacă semeni în neprihănire sau în integritate vei secera viața veșnică. De aceea știu că pe toți când suntem în situații din astea dificile, ne poate prinde gelozia, invidia sau răzvrătirea sau spiritul de răzbunare, să știu eu ce și să încercăm să ne facem dreptate. Nu, 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 nu fă tu lucrul ăsta. Ci lasă-L pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu întotdeauna este Dumnezeu care sigur va face dreptate. Întotdeauna Dumnezeu face dreptate. Nu o face în felul tău, pentru că tu ești plin de ură uneori, nu o faci după legile tale, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar să știi că din totdeauna Dumnezeu a făcut dreptate. Și avem aici un împărat care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și care proclamă pur și simplu suveranitatea lui Dumnezeu, care lucrează în ascuns. Deci, dacă citiți de la versetul 26 la versetul 28, e, e o proclamație a lui Darius în care el glorifică pe Dumnezeu public. Și apoi spune în toată împărăția lui să se știe că Dumnezeul lui Daniel este un Dumnezeu care are putere și autoritate peste toate lucrurile. Că el ridică, că el coboară, că el este stăpân, că nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să facă dreptate. Vreau să vă readuc aminte și este un lucru în care să stăm. Că indiferent de situațiile în care tu ești, vreau să știi că Dumnezeu e pentru tine. Că te ține în palma lui, a spus lucrurile astea, te ține în mâna lui principiul lui Dumnezeu, ei că Dumnezeu e cu tine în încercări și că atunci când alege te scapă din încercări înainte să fie aproape de tine, dar că sunt și vremuri în care el te lasă în încercări, dar umblă împreună cu tine. Au fost furtuni pe care Dumnezeu le-a oprit înainte să aibă loc și au fost furtuni prin care el a umblat împreună cu oamenii săi. De aceea Dumnezeu este vrednic de încrederea noastră. Vrednic de încrederea noastră. Într-o vreme în care poate începi să te clatini, în care începi poate să găsești portițe de scăpare, în care începi poate să încerci tu să găsești soluțiile tale, vreau să știi că dacă ești credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna va fi credincios față de tine. N-a existat nicăieri în istorie cineva pentru care Dumnezeu să nu intervină atunci când el a fost credincios în Lui Dumnezeu, pentru că când tu ești credincios Lui, favorul Lui Dumnezeu vine peste, peste tine, peste viața ta. De aceea e bine să te odihnești în suveranitatea Lui Dumnezeu. În faptul că pe tronul Universului stă Dumnezeu. Dumnezeu. Nu stă altcineva. Și în faptul că Dumnezeu a promis, a promis față de tine, că va fi credincios. El a promis că va fi credincios față de noi, chiar și atunci când noi nu suntem credincioși față de El. Dar Dumnezeu a gândit așa lucrurile, într-un fel în care, când tu realizezi că El este credincios și când tu nu ești credincios, lucrul ăsta să te facă să îți pui încrederea mai mult în Dumnezeu. Haideți să stăm fiecare dintre noi, înainte lui Dumnezeu, chiar acum. Am spus la începutul acestui mesaj că Dumnezeu vrea să lucreze ceva special în inima noastră. Și sunt convins că Dumnezeu a căutat să ne cerceteze pe fiecare dintre noi într-un anumit loc. Pe unii Dumnezeu vă cheamă poate să smulgeți rădăcina invidiei și a geloziei din inimă. Și să nu lași ca lucrul să se mai conducă viața ta. Dumnezeu vrea să te vindece de ceva în omul untric de simțământul ăsta destructiv care face planuri diabolice și care te face să fii un om rău. Dumnezeu nu vrea să fii un om rău. Gelozia este o expresie a răutății. Dumnezeu vrea să fii un om bun. Iertarea este o expresie a bunătății. De aceea, indiferent ce a făcut altcineva sau lucru de care te simți nedreptățit, caută să ieri și caută să iubești. Pentru că la asta te-a chemat Dumnezeu și astea sunt simțăminte nobile în care tu să umbli. Și poate în dimineața asta e un moment în care Dumnezeu îți vorbește specific. Să știți că ori de câte ori Dumnezeu ne vorbește ceva specific, El are un scop. Scopul Lui e să te vindece, să te restaureze, să te elibereze. Aceea deci lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în inima ta în dimineața asta. Pe unii Dumnezeu ne cheamă să fim integri. Să umblăm în integritate, să facem ceea ce este corect, indiferent de prețul care trebuie să-l plătim. Să nu căutăm portiții de scăpare. Să nu căutăm scurtături. Ci să rămânem fermi pe adevărul lui Dumnezeu. Pe alții Dumnezeu ne cheamă să devenim prieteni adevărat. Fiecare om are nevoie de cel puțin un prieten adevărat. Unul care să te încurajeze, unul care să-i pese când treci prin încercări, unul să se bucure de tine și împreună cu tine. Și poate ai descoperit și ți-ai dat seama că tu nu umbli după definiția asta. Și poți să ceri lui Dumnezeu să-ți întărească inima. Azi, să devii un prieten cu adevărat adevărat. Iar alții, poate suntem în dimineața asta în locul ăsta în care ne-am pierdut încrederea că Dumnezeu și de pe tron și conduce istoria. Ne-am pierdut încrederea că Dumnezeu mai continuă să facă dreptate. Ne-am pierdut încrederea că Dumnezeu mai continuă să fie Dumnezeu pentru noi. Vreau să știi, Dumnezeu și de pe tron. El conduce istoria. El este credincios fiecărui cuvânt pe care el l-a rostit. El este credincios față de copiii săi. Și tu poți să spui pe deplin încrederea în El. Să, indiferent ce ți-a vorbit Dumnezeu, în mod specific, tu fii gata să dea un răspuns. Fii gata să alergi la El în dimineața asta fii gata să spui, Doamne, aici sunt, îmi deschid inima, vreau să primesc prin Duhul Sfânt ceea ce Tu vrei să-mi dăruiești, vreau să fac ceea ce mi-ai spus, ceea ce mi-ai vorbit azi să fac. Haideți fiecare dintre noi, chiar acum să avem un timp personal cu Dumnezeu, în care ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit să fie un lucru la care tu îi răspuns. Deci atunci când Dumnezeu ne vorbește, El vrea ca noi să-i răspundem. Despre ce ți-a vorbit ție Dumnezeu personal, specific, în această dimineață? care e lucru pe care l-ai auzit de la Dumnezeu? Și dacă n-ai auzit nimic de la Dumnezeu în dimineața, o să spun că ai nevoie să te speli pe urechi. Urechile de tale lăuntrice au nevoie să fie vindecate. Pentru că eu cred că Dumnezeu a vorbit aici în mijlocul nostru și cred că unii au auzit Glasul lui Dumnezeu aici. Stai personal înaintea Domnului, chiar acum.